Ne aflăm la Teatrul Național din Craiova, alături de domnul Emir Boroghină, directorul Festivalului Internațional Shakespeare. Ce ne puteți spune despre ediția din 2012 a acestui festival? Sper să fie una la fel de interesantă ca și ultimele trei ediții de până acum, pentru că tema pe care noi ne-am asumat-o este una care ne dă speranțe în acest sens. Dacă ediția din anul 2010 era dedicată în totalitate spectacolelor Hamlet și se desfășura sub deviza Constelația Hamlet, cea din anul 2012 se va desfășura sub genericul Lumea e un teatru, noi suntem actorii și, după cum sună și acest generic al festivalului, tema este extrem de interesantă și de actuală. Sunt convins că ea va interesa într-o foarte măsură spectatorii obișnuiți ai Teatrului Național din Craiova și ai Festivalului Shakespeare, dar în egală măsură și invitații noștri din străinătate și din țară, specialiști, shakespeariologi, critici de teatru și oameni de teatru în general. Este, așa cum spuneam, o temă extrem de ofertantă, din care în concepția noastră nu pot lipsi, așa cum am mai afirmat și altă dată, spectacole cu piesele Visul în ochi de vară, Cum vă place, Furtuna, Hamlet sau Henric al V-lea. Și noi, până în acest moment, am reușit să acoperim această ediție a festivalului cu spectacolele de care aveam nevoie pentru a evidenția această temă, Lumea un teatru, noi suntem actorii. Festivalul Shakespeare a fost premiat în nenumărate ocazii și la Ateneul Român în 2010 și acum câteva zile de către domnul prefect Nicolae Giugia al județului Dolj. Ce ne puteți spune despre aceste premii? Înseamnă că festivalul este extrem de important, nu doar pe plan național, ci și internațional, și că spectacolele sunt cu adevărat deosebite? Da, ce se întâmplă? Nu sunt singur de distinții. Prima mare distinție pe care a primit-o festivalul a fost în anul 2007, când i s-a decernat premiul de excelență al Uniterului, fiind prima manifestare culturală din România care primește acest premiu. La începutul anului, așa cum spunea și dumneavoastră, i s-a atribuit la Ateneul Român premiul VIP la secțiunea teatrului, iar în luna martie, pe scena Teatrului Odeon, directorul festivalului, implicit și festivalul, au primit premiu la secțiunea teatru pentru festivalul din anul 2010, dedicat în totalitate piesei Hamlet, premiu acordat de Radio România Cultural. Distinția este extrem de importantă dacă ne gândim numai la cei lângă care acest festival a fost premiat. Este vorba de criticul și istoricul de teatru George Banu, apoi de scriitorul Ion Vianu, de dirijorul Cristian Mandeal. A fost o companie care ne-a onorat și care a bucurat în egală măsură, cred, și pe cei care au cunoscut această nouă distinție obținută de Festivalul Internațional Shakespeare. Și invitați internaționali vor participa la ediția următoare a Festivalului Internațional Shakespeare și ce ne puteți spune despre confirmările despre aceștia? Cel mai important nume vehiculat este cel al lui Al Pacino, celebrul actor american. Dar nu, până acum am avut foarte mulți shakespeariologi de faimă din lume, în frunte cu Stanley Wells. Nu avem din partea lui Al Pacino niciun fel de confirmare. Dorim ca la o manifestare care va fi una complexă, nu numai cu proiecția filmului său Looking for Richard, în căutarea lui Richard, deci o manifestare complexă la care vor participa și foarte mulți
studenții ai unor universități de mare prestigiu din lume să-l avem prezent. Deocamdată este o dorință a noastră, o intenție și sperăm ca până la urmă ea să se materializeze. Dacă nu vom reuși, aceasta este situația, domnia sa este un actor extrem de ocupat, s-ar putea ca în perioada aia să filmeze sau să nu se poată deplasa la Craiova și în România. Asta nu înseamnă că festivalul va avea mai puțină importanță dacă nu vom reuși să-l aducem pe Al Pacino. Dacă reușim să-l aducem, e cu atât mai bine. Cât de important este sprijinul autorităților locale pentru festivalul Shakespeare din 2012? Este unul important, dar sperăm să fie și mai important, adică atât primăria și Consiliul Local Craiova, cât și Consiliul Județean Tolș să dubleze sumele pe care le-au alocat până acum festivalului Shakespeare, pentru că cele de până acum au fost foarte bune, dar neacoperitoare pentru costurile festivalului. Noi reușim de fiecare dată să ne descurcăm și cu ajutorul sponsorilor, dar la ultima ediție trebuie să vă mărturisesc că am rămas datori și încă suntem datori în continuare pentru anumite servicii care ni s-au făcut la ediția din 2010. Închei acest interviu cu o întrebare care vizează mediul online. Ce părere aveți despre internet ca vehicul de promovare al acestui festival? Este foarte bun, este excelent. Mie îmi pare tare rău că, având o vârstă, nu sunt dintre cei care accesează internetul. Totdeauna am nevoie de ajutoare, dar mi-a servit foarte, foarte mult pentru că am putut să luăm contact cu cei pe care dorim să invităm, am dorit să invităm, am putut să avem informații foarte multe despre spectacole și trupele performante din lume și probabil că ne-ar fi fost mult mai greu fără internet. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Și eu vă mulțumesc.